Pe data de 17 septembrie, membrii PNL călărași trebuiau să discute despre propunerile de excludere din partid depuse pe numele președintelui Consiliului Județean Călăraș Vasile Iliuță, consilierului județean Vasile Nedelcu și primarului comunei Borcea Aniel Nedelcu. De la centru, liderii PNL Călăraș au primit recomandarea ca aceste discuții să fie amânate până după alegerile prezidențiale din această toamnă. Astfel, discuțiile privind posibilele excluderi din partid sunt blocate în acest moment. Pe data de 26 septembrie, în Comuna Borcea se vor organiza alegeri pentru desemnarea unui nou președinte al organizației locale. Deci, la discuția la care am participat lunea trecută, împreună cu domnul președinte Orban, a spus foarte clar că în perioada următoare să nu există niciun fel de acțiuni care să ducă la tensiuni interne în partid. Vom vedea ce se întâmplă ulterior. Dialogul este cea mai bună soluție de a ajunge la rezultatele pe care noi le dorim. Nimeni nu-l dă afară pe Iliuță, nimeni nu-l dă afară pe domnul Nedelcu. Da? Asta s-a încercat. Eu cred că ești iar dezinformat, n-a încercat nimeni. Băi, ascultă-mă, nu am să-l dau eu afară, că nu sunt eu proprietar. Nici partidul. S-au pus în discuție două puncte de vedere ale doi membri, doi membri de partid, da? Fiecare având poziția lui. Atâta timp cât a zis stop, ne-am oprit. Urmează, după ce terminăm alegerile europarlamentare, de prezidențiale, să vedem care sunt pașii pe care trebuie să-i facem în continuare. Și nu v-ați gândit ce pași? Încă mă gândesc. Borcea va avea numele... Pe 26, da. Pe 26. Da. Și veți alege un nou președinte al organizației. Da, este adevărat. Care va fi probabil și candidatul la primărie. Nu e exclus. George... Burlac. Deci actualul primar nu mai intră. N-am zis eu că nu intră. Nu este exclus. Noi vom face sondaj. El a revenit în partid aici, într-o ședință. Pe poziție de forță. Fulminant, așa. Pe poziție de forță a revenit. Mi-a zis, nu ești plecat, nimeni nu te-a dat afară. Dacă vrei să rămâi în continuare, demonstrează prin fapte. Eu am văzut că distribuie materiale de propagandă ale PSD. Păi, exact. Tocmai. Îl vom da, băi, ți-am mai explicat, da? Sunt niște pași de făcut, doi momentan, stop! Pentru că nu vrem să creăm în această perioadă anumite tensiuni. Ce creează? Dacă el creează. Credeți că o să facă campanie pentru el? Sub nicio formă. Păi atunci, dacă am primit unele recomandări privind activitatea biroului județean și respectiv a biroului local. Eu nu pot să vă dau acum să-mi bag cu bunul în piept, că trec peste ele. Bine, domnul președinte, nu e primarul dumneavoastră, deci o să aveți un alt primar. Atâta timp cât am ales un președinte, există un potențial candidat. Din moment ce nu mai e nici măcar președintele organizației. Nici n-a fost. Da, uite, era domnul Zaharia. Da. Nici eu nu sunt președinte la municipiu. Nu, adică. Deci, un alt raport. În orice caz, după părerea mea, el trebuie să înțeleagă că jocul duplicitar nu duce la nimic bun. Dacă el, eu nu l-am văzut, nu pot să spun, să fac apreciere la adresa lui privind activitatea lui pro-PSD, dar dacă face lucrul ăsta, normal că totul are o limită. N-ați văzut filmulețele cu dumnealui în campanie de la Europa? Asta da, păi asta îi se reproșează. I s-a reproșat și se reproșează în continuare. Noi așteptăm să terminăm alegerile, sperăm din toată inima să câștigăm cu un scor foarte bun și după aceea avem timp până în decembrie să ne facem tot ceea ce ne trebuie, astfel încât să intrăm în ianuarie cu efectiv complet. Oricum este un primar pierdut pentru PNL Călăraș. Prin faptul că nu lua niciun fel de atitudine. Vis-a-vis de activitatea politică, restul e altă poveste. Încurajați genul ăsta de... Nu, eu nu încurajez, am avut o discuție... Cum le încurajați? Păi să vedem ce vrea el. Păi de ce să ce vrea ce, el? Cu ce vrea el? Nu, eu am spus că a venit... M-am întrebat că va fi candidat Burlacu și am spus să vedem că și... Stai puțin, în momentul în care vom stabili candidatul de acolo, se va face în urma unui sondaj. Că va fi și Aniel pe listă, că nu va fi Aniel pe listă,
Nu, dar atâta de cât avem un președinte, președintele va fi cel care va coordona întreaga activitate, el ne va propune că el trebuie discutat în cadrul organizației locale. În orice caz, pot să vă spun punctul meu de vedere, dacă nu, deci cu atât vă spun. Nu e vorba de asta, că să știi că... Nu, eu spun un lucru și dacă vreți să... Eu am spus-o și în ședința de birou. Atâta timp cât te-ai dus acolo, rămâi acolo. Da? Dacă el face acel, dacă el se duce și împărăște pliante cu PSD-ul, încă un un motiv în plus să-l dăm afară. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar nu înțelegeam de ce ziceți că să mai nu, puneți nu. În sondaj. Păi nu, pentru că să vedem cum stau contra candidații. Să vedem cum stă în sondaj pe banii noastre. Dar nu o să știe PSD-ul. Stai liniștit. Păi dar el nu știe. E un lucru pe care o să rezolvăm cât de curând. După alegeri. După care alegeri? După prezențiale. De ce? La locale mai e timp. Mai sunt 7, 8 luni, 9. Se vor lipezi multe ape până atunci.